Bună ziua, sunt Narcisa Fița și vă invit să urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Violență fără precedent în localitatea vâlceană Laloșu. Totul s-a petrecut în microbuzul școlar sub privirile îngrozite ale elevilor. Un copil de 13 ani a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, fără ca șoferul microbuzului să intervină în vreun fel. Un băiat în vârstă de 13 ani a fost agresat fizic într-un microbuz școlar. Întâmplarea s-a produs marți, 9 martie, în comuna Laloșu din județul Vâlcea. Totul ar fi pornit de la o ceartă care a avut loc între doi copii în microbuz. Unul dintre elevi a atras atenția colegului să nu mai mănânce semințe pentru că face mizerie. Copiii au început să-și adreseze injurii și să se îmbrâncească. Elevul deranjat de mâncatul semințelor în microbuz i-ar fi cerut șoferului să oprească în dreptul casei sale și să aștepte venirea tatălui său pentru a rezolva conflictul. Părintele, fost viceprimar liberal în comună, a urcat nervos în microbuz și sub privirile terifiate ale celorlalți copii, dar și indiferente ale șoferului, l-ar fi luat la bătaie pe elevul care se certase cu fiul său. Tatăl victimei a declarat ulterior că a rămas surprins când a aflat de incident și de faptul că nimeni nu a sunat la 112. Copilul fostului viceprimar cu copilul meu. Acesta, când a ajuns acasă în dreptul porții lui, i-a ordonat, rețineți, i-a ordonat șoferului, oprește aici până îl chem pe tata din casă. Șoferul a ascultat pe acest copil, un copil, s-a dus în casă și a chemat tatăl, o persoană în greutate, zic eu, de 130 de kilograme la vârsta de 42 de ani, a tăbărât asupra copilului meu, luându-l de gât, lovindu-l cu pumnii și cu palmele, izbindu-l de toate scaunele din acel microbuz, în fața și în privirea copiilor care se aflau acolo în microbuz, sub privirea șoferului, fără să intervină nimeni de a ajuta copilul, de a-l salva din mâinile acestui individ, zic eu, bolnav, pentru că și numai un om bolnav mental poate să decurgă la asemenea gestului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar oamenii legii fac cercetări pentru stabilirea situației de fapt. Județul Vâlcea va fi afectat de ninsori abundente în perioada imediat următoare. Ne aflăm sub cod galben de vreme rea până mâine dimineață. Județul Vâlcea va fi afectat de ninsori abundente în perioada următoare, aflându-se sub cod galben de vreme rea, un fapt neobișnuit pentru această perioadă a anului. Conform meteorologilor, intervalul vizat de valabilitate a ninsorilor va fi între 10 martie ora 3 și 11 martie ora 6. În Oltenia și în cea mai mare parte a Muntenii, precum și în zona munților Banatului, în Carpații Meridional și Carpații de Curbură, începând de miercuri și până în dimineața zilei de joi, 11 martie, temporar se vor înregistra ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă consistent. Recomandăm șoferilor să circule cu prudență, cu viteză redusă și să își echipeze autoturismul corespunzător și pietonilor, de asemenea, le recomandăm atenție sporită, să evite folosirea părții carosabile. Șoferilor, de asemenea, polițiștii le recomandă să păstreze o distanță corespunzătoare față de autoturismul care rulează în față pentru a preveni un eventual eveniment. Vremea rea din această perioadă dă bătăi de cap șoferilor din județul Vâlcea. Ninsoarea abundentă a făcut ravagii pe drumurile din Vâlcea, în localitatea Tomșani, având loc un accident de circulație în această dimineață. În dimineața zilei de miercuri 10 martie, în localitatea Tomșani din județul Vâlcea, a avut loc un accident de circulație. Pe drumul județean 646, două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar unul s-a răsturnat. Conform IPJ Vâlcea, accidentul s-a produs pe fondul condițiilor de trafic dominate de ninsorile abundente, dar și din cauza faptului că șoferii au apăsat prea mult pedala de accelerație. Potrivit Inspectoratului de Poliție județean Vâlcea, accidentul s-a produs după ce una dintre mașini ar fi părăsit sensul de mers și ar fi intrat în coliziune cu autoturismul care venea din sens opus. În urma evenimentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorilor auto. Testați cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative. Din primele date, se pare că una dintre mașini ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu autoturismul care rula pe sens opus, rezultând două persoane rănite ușor, doi bărbați, șoferii autovehiculelor,
din comuna Oteșan și unul din comuna Tonșan. Cei doi au fost testați cu aparatul etilotez, rezultând că nu au consumat băuturi alcoolice. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, Ministerul Educației Naționale intenționează modificarea Legii Educației Naționale, astfel încât nu se va asigura finanțarea transportului local al elevilor. Asociația Municipiilor din România contestă vehement această decizie. Primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea susține că acest lucru va duce la blocarea bugetului local. Asociația Municipiilor din România, prin primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat vehement în urma deciziei guvernului de a muta către administrațiile teritoriale decontarea transportului elevilor în interiorul municipiilor și al orașelor. Ministerul Educației și cel al Finanțelor intenționează, printr-un proiect de lege, să transfere responsabilitatea decontării transportului elevilor de la bugetul de stat către autoritățile locale. Mihaela Andreanu, inspector școlar general, invitată la emisiunea Analiza Zilei de la Antena 3 Vâlcea, a refuzat să se pronunțe pe motivul că așteaptă formularea exactă a ordonanței de urgență. Eu aș zice să mai avem un pic de răbdare, dacă vreți discutăm în emisiunea următoare, să mai avem un pic de răbdare, că așa cum am înțeles în ultima videoconferință pe care am avut-o cu ministerul, este pregătit un proiect de ordonanță de urgență pentru decontarea navetei. Da? Care n-a primit încă avizul, am înțeles că va intra în următoarea ședință de guvern. De aia n-aș vrea să mă pronunț acum. Asociația Municipiilor din România susține că această modificare ordonată de Guvernul României de a pasa cheltuielile de la bugetul de stat către administrațiile teritoriale este de natură să creeze dezechilibre bugetare pe care municipiile nu le pot surmonta din surse proprii, punând astfel în pericol funcționarea eficientă a sistemului de învățământ preuniversitar la nivel național. Primarul Râmnicului, membru al AMR, este revoltat de această decizie, susținând că noua povară financiară poate duce chiar la blocare bugetului local. De asemenea, edilul spune că atunci când guvernul dă ordonanțe de urgență, ar trebui să asigure și sursele de finanțare. Pentru mine nu este o surpriză, pentru că așa au procedat toți guvernanții, una vorbesc, alta fac. Am avut o discuție la AMR, Asociația Municipiilor din România, și am decis să dăm acel comunicat de presă pe care l-a semnat domnul președinte Emil Boc, și care exprimă foarte clar părerea tuturor primarilor de municipii, și anume faptul că această derobare de responsabilitatea guvernului către autoritățile locale, fără să asigură sursa de finanțare, duce la încălcarea unui principiu, la un principiu bine stabilit, și anume nu poți să dai sarcini cuiva fără să dai și sursa de finanțare. Deci sunt personal, sunt total dezamăgit, ca și toți colegii mei, că primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea și nu numai toate primăriile din țară vor fi încărcate din nou cu sarcini fără să se asigure sursa de finanțare. Așa mi s-a spus de la nivel central că nu sunt bani pentru asigurarea abonamentelor pentru elevi și hai să dăm la proști, adică la administrațiile publice locale, să vină ei cu bani. Ne-am săturat să dobedim cu bani, nu mai avem efectiv de unde. Am dat bani pentru COVID, 10 de miliarde, niciun leu nu am primit până acum. Acum e un scandal teribil cu centrele de vaccinare, nu am primit încă niciun leu și ne-am merit oameni din centrele de vaccinare că nu vor mai veni la muncă. Deci nu se poate așa să dai toate sarcinile către administrația publică locală fără să asiguri sursa de finanțare. Nu se poate. Prin acest proiect de ordonanță de urgență se încalcă unul din principiile autonomiei locale, conform căruia nu se pot transfera responsabilități către autoritățile locale fără asigurarea sursei de finanțare de către guvern. Vâlceanca Ana Loredana Predescu, deputat și membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tinere și Sport din Camera Deputaților, a lansat o provocare secretarului de stat în Ministerul Sănătății, care constă în a da o tură de teren în curtea școlii cu masca pe față. Deputatul este de părere că purtarea obligatorie a măștii de către elevi la orele de educație fizică este o măsură total greșită ce poate avea urmări asupra sănătății copiilor. Ana Loredana Predescu, mamă a doi copii, deputat și membru a Comisiei pentru Învățământ în Parlamentul României, se arată de-a dreptul revoltată de faptul că elevii sunt obligați să desfășoare orele de educație fizică având masca de protecție pe gură și pe nas. Deputatul este de părere că această măsură limitează dreptul copiilor la propria sănătate, în condițiile în care în alte domenii de activitate sportivă nu sunt impuse astfel de măsuri. Mă revoltă o decizie care ne afectează
bunul nostru cel mai de preț, și anume copiii. Am avut o reacție chiar de 8 martie în calitate de mamă, în primul rând, deoarece fix în aceeași zi și doamna secretar de stat, Andreea Moldovan, a făcut o declarație conform căreia este păcat să irosim orele de protecție cu o oră de sport executată fără mască, deși în sălile de fitness persoanele fac mișcare fizică fără măști pe figură, copiii mănâncă în sălile de clasă fără mască pe figură, și atunci ce sens are să ne batem joc de proprii copii? Deputatul Ana Loredana Predescu îi lansează o provocare secretarului de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, aceea de a se supune aceluiași tratament pe care elevii sunt nevoiți să-l suporte la fiecare oră de sport. Aștept ca doamna secretar de stat, Andreea Moldovan, să mă convingă că ceea ce gândesc eu este eronat. Și am considerat că cea mai bună variantă de a-mi demonstra asta este să realizăm amândouă exercițiile pe care le fac copiii la ora de sport cu măștile pe față. Și urmarea acestei experiențe să-mi explice în continuare de ce sunt ele atât de necesare și care este binele pe care îl aduce copiilor noștri purtarea măștii la orele de sport. Nu cumva le face un rău poate chiar mai mare decât infectarea cu COVID. Știm că au existat cazuri în care copiii în clase au leșinat, poate și datorită limitării respirației. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile la Antena 3 Vâlcea. Urmează o nouă ediție a emisiunii Analiza Zilei. O după amiază excelentă, vă doresc la revedere!